venit la meditația de seară. Rugăciune pentru biruință. Eu umblu în neprihănire, izbăvește-mă și ai milă de mine. Privește la Domnul Hristos în orice timp și în orice loc, înălțându-ți rugăciunea dintr-o inimă sinceră, ca să știi să faci voia sa. Apoi, când vrăjmașul năvălește ca un potop, Duhul lui Dumnezeu va ridica împrejurul tău un scut împotriva lui. Când ești pe punctul de a ceda, de a-ți pierde răbdarea și stăpânirea de sine, de a fi aspru și mustrător, de a găsi greșeli și de a acuza, aceasta este momentul când trebuie să înalți către cer următoarea rugăciune. Ajută-mă, o Doamne, să rezist ispitei, să alung din inima mea orice amărăciune, orice mânie și orice vorbire de rău. Dă-mi blândețea ta, iubirea ta, neprihănirea ta, răbdarea ta. Ajută-mă să fiu milos, sensibil, iertător. Ajută-mă să reprezint în fața semenilor caracterul Domnului Hristos.